Ziua Mondială a Diabetului Zaharat este marcată anual în 14 noiembrie și a fost propusă în 1991 ca răspuns la creșterea alarmantă a frecvenței acestei boli, care afectează în prezent peste 260 de milioane de persoane în întreaga lume. Pentru anul 2021, activitățile de celebrare pe plan mondial se vor desfășura sub sloganul Accesul la îngrijirea diabetului, dacă nu acum, când? Potrivit unui comunicat transmis de șeful Centrului Antidiabetic Suceava, doctorul Claudiu Cobuz, acest centru are în evidență 33.539 de persoane cu diabet zaharat, din care 124 sunt copii. Doar în anul 2021 s-au înregistrat 1.717 cazuri noi, din care 14 la vârsta pediatrică. În secția de diabet zaharat a Spitalului Județean de Urgență Suceava, singura de profil din județ, conceptul relației medic-pacient, care reprezintă nucleul în jurul căruia se desfășoară actul medical, pentru persoana cu diabet zaharat este abordat într-o altă lumină, în care se acordă importanța cuvenită ambelor părți. Medicul și pacientul trebuie să facă echipă, să fie de aceeași parte. Din păcate, pandemia de coronavirus a șubrezit și mai mult relația medic-pacient. Pe de o parte, bolnavii se tem să mai meargă la doctor din cauza noului virus, iar de cealaltă parte, medicii se confruntă cu pacienți care nu cred în SARS-CoV-2. În contextul actual, cauzat de pandemie, viața noastră s-a schimbat în feluri în care nu ne așteptam, în special pentru pacienți care trebuie să fie de două ori mai atenți la gestionarea bolii de bază, cât și să se adapteze acestor vremuri provocatoare, a declarat doctorul Claudiu Cobuz. Șeful Centrului Antidiabet Suceava a subliniat că anul 2021 reprezintă centenarul de la descoperirea insulinei. Astfel, o boală considerată mortală a devenit compatibilă cu viața quasi normală, în condițiile respectării indicațiilor de regim și tratament. Nicolae Paulescu este unul dintre acei oameni care merită recunoștință eternă, arată doctorul Cobuz. Acesta precizează că, potrivit Federației Internaționale de Diabet în lume, un procent de aproape 10% de persoane suferă de diabet zaharat, iar datorită lui Paulescu, acești oameni încă trăiesc și suferința le este mai suportabilă. Echipa medicală a Centrului Antidiabetic Suceava oferă cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului teste gratuite pentru monitorizarea glicemiei pacienților care se adresează cabinetului ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean, indiferent de tipul de tratament urmat. În felul acesta se facilitează accesul la automonitorizare cât mai multor persoane. Determinarea glicemiei este o componentă fundamentală a îngrijirii diabetului, a transmis doctorul Cobuz.